Lucrările de modernizare, reabilitare și dotare din cadrul Spitalului din Strehaia, proiect implementat de Consiliul Județean Mehedinți în asociere cu Primăria Strehaia, sunt realizate în proporție de peste 60%. Este forfotă mare pe șantier, iar începând de la mansarda cea nouă a clădirii până la parter, se execută lucrări de finisaje, tencuială, zidărie și instalații electrice și sanitare. În cursul zilei de ieri, primarul Ioan Giura a mers pentru a verifica stadiul lucrărilor de modernizare și reabilitare ale spitalului și policlinicii din Strehaia și a pune la punct toate detaliile. Așa cum arată lucrurile în cursul acestui an, actul medical ar urma să intre în normalitate. Vă așteptăm să revenim cu graficul cu asistent. Faceți grafic, filmele? Da. L-ați și trimis? Da. Bun, și un referat pentru hrană? Da. Ca să, da, haideți să ne propunem termenul, când începe. Să ies și da. La cei de afară, ca da. Să fie aleie gata, să fie accesul gata, să vedem ce facem. Ce scuze, da, ne-am pus masa. Și cu, să vă gândiți foarte bine ce facem cu baza. Ambulatoriul o să plece în policlinică. Ce facem cu baza? O aducem aici sau rămâne acolo? Vreau de la dumneavoastră sugestia mea asta, având în vedere că o să lăsați pacienți permanent, o să fie și noaptea. Da. Da. Accesul o să fie din parcare ca să ne uităm față de șantier și să-mi spuneți ce o să solicităm la firma de bază. Să-i mutăm pe accesul ăsta sau să rămână acolo în față. Reprezentanții autorităților județene și ai celor locale depun toate eforturile pentru a veni în sprijinul pacienților din Strehaia și din localitățile din împrejurimi care au nevoie de servicii medicale aproape de casele lor. Vom reloca și partea de ambulatoriu, se va relua activitatea în parterul Policlinicii Orașului Strehaia, clădire care este finalizată din punct de vedere al construcției, reabilitării și modernizării. Se va relua activitate pe specializările interne, chirurgie și obstetrică, ginecologie, simultan cu partea de spitalizare continuă. Zicem noi pași importanți pentru reluarea activității Spitalului din Strehaia și iată că, deși cu ani în urmă priveam cu scepticism redeschiderea acestui spital, acum cred că nu mai există nicio îndoială că suntem pe drumul pe care, până la sfârșitul acestui an, va trebui să reluăm activitatea medicală a acestui spital în integralitatea lui. Primarul Ioan Giura a acordat o atenție deosebită sistemului sanitar din Strehaia. Acesta a făcut toate demersurile pentru ca oamenii din zonă să aibă servicii medicale de calitate, în cele mai bune condiții. Spitalul din Strehaia va fi unul dintre cele mai moderne din România, având în acest moment 6 medici și personal medical auxiliar de specialitate. Din cauza pandemiei de COVID-19, lucrările au fost ușor întârziate, dar acestea vor fi finalizate în termenul stabilit. Lucrările la Spitalul Orășenesc Strehaia decurg în condiții bune. Vom acumula probabil cel mult una, două luni întârziere pentru termenul final de execuție. Sunt lucrări care au durat oarecum mai mult pe de o parte, pentru că sunt lucrări de reabilitare totală și lucrări profunde. Pe de altă parte, cei 2 ani de pandemie au încetinit în mare măsură ritmul de execuție. Suntem acum în etapa în care corpurile din aripa de nord a clădirii sunt finalizate. Putem deja să relocăm aici parte a actului medical a acestui spital, cu referință expres la spitalizarea continuă, astfel că, începând cu data de 1 iunie, ne propunem noi să putem să reluăm activitatea secției de boli cronice, activitate care a fost întreruptă cu mult timp în urmă. Policlinica orașului Strehaia este și ea de nerecunoscut, toată clădirea fiind modernizată și pe punctul de a primi atât personal medical, cât și strehăieni. Spitalul are deja aripa de nord finalizată și în scurt timp va fi dotată. Începând cu luna iunie, aici se vor deschide secțiile, iar cetățenii vor putea veni pentru tratamente și îngrijiri medicale.
Astăzi suntem în stadiul de tencuieli, la partea din fața spitalului, unde lucrările se desfășoară în parametrii normali pentru această perioadă. S-au găsit câteva lucrări ascunse, dar au fost minore, pe care le-am rezolvat ulterior. Strehaia, dar și localitățile arondate, au cunoscut o dezvoltare temeinică în ultimii ani. Îmbunătățirea condițiilor de trai ale cetățenilor se poate observa cu ochiul liber. Primarul Ioan Giura, susținută de președintele Consiliului Județean Mehedinția, Ladin Georgescu, a depus eforturi substanțiale pentru a satisface nevoile cetățenilor.